Revenim în studio, suntem alături de colega noastră Alexandra Roșu de la emisiunea Economica. Alexandra, discutam despre cât de pregătiți sunt absolvenții de facultate și spuneai înainte de pauza publicitară că majoritatea cer doar bani și lucrează foarte puțin și nu știu nimic. Da, și după aia ne întrebăm că de ce nu au succese sau succesuri, nu? Cam asta e ideea. Problema este că trebuie să mai luăm în calcul un alt aspect, și anume ce calități trebuie să aibă un cadru didactic universitar. Deci ca să-ți spun e veșnica problemă. Spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Adică spunem de pe ce bănci ale facultății ești ca să-ți spun cât de pregătit ești. Cam asta este ideea. Discutam de pregătirea practică în prima parte a emisiunii și cred că de aici pleacă problemele și de aici ajung pe piața muncii licențiați nepregătiți, da, sau pregătiți insuficient. Cine n-a apucat prima parte, sunt trei puncte: managementul, mentalitatea și societatea. De ce există o discrepanță netă între cursurile și examenele unei universități publice și ale universității private, m-ai întrebat tu, atunci când am povestit foarte pe scurt despre această emisiune? Eu o să spun exact răspunsurile pe care le-am dat inițial. Un management, pentru că defectuos, pentru că o conducere a unei universități trebuie să parcurgă cursurile și manualele pe care cadrul respectiv, cu care cadrul respectiv vine în fața unor studenți, da? El trebuie să știe. Deci dacă un manager nu știe despre ce predă X, Y, Z, da, da, studenților, atunci este o problemă gravă. Eu am văzut cursuri care, sincer, au poate 10% legătură cu materia, cu domeniul în sine. Și atunci, logică, dacă eu îl întreb pe un student cu ce se mănâncă marketingul și el a terminat specializarea marketing, da? Facultatea de Științe Economice, marketing, și mă și întreb pe un student, bun, cum fac să vând mai mult? Cum fac să mi-atrag clienții? Nu știu de astea. Dar ce reacție ai avea dacă ai vedea că scrie marketing cu KH? A, păi am avut. Deci nu e problema. Am avut chiar în CV. A scris marketing cu KH. Deci nu, asta nu. Îl trecem peste. Sunt detalii care nici nu mai contează. Deci este destul de grav. Am avut studenți, spre exemplu, și absolvenți, chiar de la Universitatea Babeș-Bolyai, spre exemplu, la interviu, și am întrebat cu cine ai făcut materia X sau materia Y. A, păi nu știu cum l-a chemat pe domn profesor. Serios. Deci e grav. Bun, care este diferența? Diferența este că universitățile publice merg în general pe cursuri strict focalizate pe domeniul respectiv, adică foarte teoretice, iar universitate privată, tocmai pentru faptul că tu plătești niște bani, înseamnă automat că vrei mai mult. Și dacă vrei mai mult, ar trebui ca tu să-i spui partea teoretică pe care se întâmplă de obicei într-o universitate de stat, da? Și să-i mai dai ceva. Da? Adică e ca și la cățelușul ăla care dă frumos din coadă, știi, și mai dai un biscuițel, mai dai un biscuițel, știi, și el rămâne acolo. Pentru că tu vrei să-ți plătească 3 ani de zile și nu e chiar așa de ieftin dacă stăm să ne gândim că să plece un elev, da, un licean de la noi din Sălaj și să meargă în Cluj sau în Timișoara sau la Iași, da, și să stea acolo, pentru că pe lângă cursurile care trebuie plătite, da, adică taxa anuală, da, școlară, mai avem chiria, mai avem manualele, mai avem proiectele pe care trebuie să le facă, deci un pachet întreg, da? Și nota de plată vine de obicei la părinții acasă. Evident. Și atunci părintele vrea să vadă la un moment dat o evoluție a copilului lui, știi? Și dacă îl trimiți într-un fel și vine acasă tot în felul următor, adică te gândești, băi, totuși, ce dau banii? Tu ai impresia că în învățământul universitar privat se oferă ceva în plus studenților pentru taxele? Sunt unele universități private care fac lucrul ăsta și care se implică mai mult de partea aceasta de predare, da, în sine, care până la urmă este o chestie de automatism, da? Când te gândești la un profesor, te gândești că este un profesor, vine și spune ceva, da? Citește dintr-un curs sau, hai să zicem, și îți mai explică câte ceva. Bun, la momentul în care îl vezi pe el la catedră, tu stai în fața lui și chestia la un moment dat începe partea de plictiseală. Bun, și dincolo de asta ce se întâmplă? Și sunt universități care deja pe principiile din străinătate încep și fac cursuri atractive pe partea de proiector, da? Aduc filmulețe, comentează, îi scot pe studenți din stare sau
Este vorba de partea de practică, în momentul în care tu te duci cu el într-o firmă, stai acolo cu el, îi explici, îți arată ce se întâmplă la fața locului. Adică, te duci într-o instituție, spre exemplu, și spui, bun, dumneavoastră cu ce vă ocupați? Sunt agenție de publicitate. Foarte bine. Cum vin clienții la dumneavoastră? E simplu, deschid ușa și intră. Mai departe, ce se întâmplă? În momentul când îi spui mai departe ce se întâmplă, de acolo începe o altă poveste. Câte universități private crezi că aplică practic teoria pe care o predau studenților? Partea de practică trebuie să o facă toate universitățile. Deja din anul 2 de studiu, semestrul 2, trebuie să facă partea de practică. Dar foarte multe universități, ca să sare peste saltul ăsta, le dau studenților să facă un referat pe care de cele mai multe ori merg și îl copiază. Cel mai tare este momentul când primești un referat și scrie aici sursa Google sau sursa X, da, referate.ro, că nici nu măcar atât bun simț să scoate sigla respectivă. Nu există studii sau tratate din care să-și facă. Da, și e foarte simplu. Omul respectiv vine la sfârșitul perioadei de practică, au cunoștințe, X în diverse, firme, în firme, da, diverse domenii, aia spune practică, cum te cheamă, Xulescu, bun. Xulescu, nu știu ce, a efectuat perioada de 90 de ore de practică în cadrul instituției noastre, în perioada la, ștampilă, poftim. Și ai făcut practica. Să duce cu referatul și cu adeverința și a rezolvat. Legat de acest aspect, ar trebui să fie mult mai conștienți și studenții, că până la urmă vor termina facultatea. Dar de ce? Că dacă și vor ajunge pe piața muncii unde nu-și vor găsi de lucru. Da, dar dacă nu le spune nimeni, el de unde să știe? Cine ar trebui să le spună? Eu cred că și familia are un rol important. Eu nu mi-aș lăsa copilul să-și facă practica doar pe hârtie. Păi, și familia și profesorul de pe dar materia respectivă. Dar profesorul nu are niciun interes, că profesorul ar trebui să meargă la firme, să facă protocoale de practică, că așa se încheie. Ar trebui să meargă profesorul sau ar trebui să meargă managerul facultății? De regulă universitatea delegă niște profesori care sunt responsabili cu practica, ei sunt și plătiți suplimentar ca să facă lucrul acesta, da? Ei trebuie pe o perioadă de 2 luni de zile, 3 luni de zile, să poată să facă prima dată protocoale de practică cu instituțiile. Sigur că multe instituții nu acceptă, pentru că nu-i tătuna să fii o firmă care are ritmul tău de lucru și să te trezești la un moment dat cu 10, 20, 30, 40 e de copii. E adevărat, găsești foarte respectivă. Greu societăți care să accepte studenți în practică. Da, tocmai de asta. Și se pot face planificări. Adică tu poți să mergi cu o grupă de 5, cu o grupă de 10 într-o săptămână. Deci tu trebuie să reveni la partea de manageriere, da? Deci una este să te duci cu 5 oameni și un alt manager să explice pe o grupă mică cum stau lucrurile, decât să explice pentru 20 sau 30 sau 40 sau de copii care la un moment dat nu mai sunt atenți pentru ceea ce povestim noi. Dar nu asta e problema. Problema este că este foarte comod, Dana, mă înțelegi? Sigur, din moment ce ții banul și îți vine cu practica făcută, să se uite pe referatul respectiv, adeverința, bifat, își face catalogul, pentru că există catalog, da, pentru materia respectivă. Și e foarte simplu, el a rezolvat. El banii și a luat și la revedere, nu interesează. În ziua de astăzi, cel puțin la noi în România, eu sunt ferm convinsă și mi-asum ceea ce spun, că probabil, nu știu, un calup de 30-40% dintre cadrele didactice universitare, cu adevărat când se culcă seara, sunt mulțumite de prestația pe care au avut-o în fața studenților. Pentru restul, e doar o chestie de a bifa activitatea respectivă. Exact cum ajung viitorii absolvenți care ies de pe băncile facultății să spună, băi, am stat 8 ore la serviciu, mi-am luat bănuțul, n-am făcut nimic, e ok. Foarte mulți ajung în instituții publice pentru că în privat nu rezistă. Da, este adevărat. Înainte se spunea că tinerii, adică preparatorii și asistenții, sunt cei care trebuie să se ocupe mai mult de studenți, pentru că vezi, doamne, profesorul este foarte ocupat în a scrie cursuri, în a scrie articole ca să țină universitatea sus, ca să meargă la tot felul de simpozioane, conferințe și așa mai departe. Bun, dar din păcate și ei se ocupau și de pepinieră, pentru că trebuie să știm foarte clar că existau înainte partea de recrutare, da? Deci din lotul respectiv își recrutau vârfurile cei mai buni și trebuia să găsească niște motive ca să-i păstreze acolo, da, cu ei. E, astăzi nu se mai întâmplă lucrul ăsta sau se întâmplă în foarte puține universități. Și atunci revenim la tema. Și cine ajunge totuși, cine ajunge asistent universitar dacă nu se mai ocupă de selecționarea vârfurilor și de recrutarea? De regulă ajunge cine poate. Cine poate, adică ajungem din nou la bani.
Ajungem din nou la bani și sau la nepotisme, nu. Pentru că și acolo. Să fim sinceri, da, există uite, și așa ceva. Să spun sincer, la ora actuală există foarte puțini care sunt foarte bine pregătiți, care vor să facă doctoratul și nu au bani. Sigur. Uite, dacă mă duc la universitate privată, spre exemplu, mă costă undeva la 50 de milioane taxa, 50 de milioane pe an. Dana, e enorm, 50 de milioane în 3 ani de zile înseamnă, da, 150 de milioane să susții taxă de doctorat, 50 de milioane, deci 200 de milioane sunt doar taxele ca tu să-ți poți să faci doctoratul. Atunci spunem, dacă noi avem elite și vor să facă lucrul ăsta, cine poate să facă? Îmi răspund nu singură poate, la întrebare. Nu poate decât, cum am spus, cine are bani sau cine are un părinte cadru universitar și îl poate susține, se presupune că în această situație are și bani și îl susține să facă un doctorat. Da, o să nu? Vii și o să-mi spui să poate. Ceea și ce cu nu bursă. Înseamnă că vor fi neapărat vârfuri. Și corect. Atunci ajungem într-un cer vicios, pregătim mediocrități ca să creeze mediocrități. Corect. Nu? Și după aia mă întreb, există și doctorat cu bursă? Da, există și doctorat cu bursă, dar pentru faptul că s-a dat legea învățământului universitar peste cap, ceea ce înseamnă că cei care erau cadre didactice universitară peste un anumit plafon de vârstă au ieșit din schemă și știm foarte bine că numai ăia puteau, sigur, să conducă doctorat pentru că îndeplineau niște criterii. Tinerii nu pot. Acum cei care au rămas care să conducă doctoratul, i-au preluat pe restul care au plecat de mai sus. Și la ora actuală, tu sau eu sau alt tânăr nu poate să meargă pentru că sunt ocupate locurile, că zice că numai 8 sunt, cam 8-9 de un cadru didactic. Și atunci înseamnă că încă vreo 2-3-4 ani noi nu o să mai putem să facem flux de forță de muncă proaspătă. De ce? Pentru că trebuie să-i ducem pe elați în spate, că nu s-a gândit nimeni, da, să că spună vor ieși din bună sistem. Dimineața ce se întâmplă în România. Așa, și dacă se întâmplă rău, care e problema? Cine afectează cu ceva? Lasă, dragă, că dacă sunt vârfuri, poate să plece în străinătate. Și ce? Că îi primesc ea cu brațele deschise. De ce trebuie să rămână la noi după România? După ce ai cheltuit ca stat o mulțime de bani ca să-i formezi. Corect. Da, e foarte corect. Și după cum este în situația medicilor, de exemplu, unde chiar se cheltuie dublu decât sau triplu decât, da, la orice altă facultate. Da, corect. Și după aia dai drumul la televizor și am aflat și am zis că, păi știți că avem mai mulți pensionari decât suntem angajați. Dă, serios? Și am auzit aseară la televizor și spuneau că posibil să nu avem cu ce să plătim pensiile. Nici măcar nu ne mai gândim la pensie, da, Alexandra. Zis, noi nu cred că mai ajungem, sincer. Nu deci în ritmul ăsta nu mai ajungem. Dar să revenim totuși la tema noastră. Ziceam de doctorate și de organizarea de doctorat. Totuși aș vrea să ajungem din nou la universitățile private. Cât sunt de corect acordate acreditările? Acum, tot timpul a fost o întrebare în capul meu și aș fi vrut să aflu niște răspunsuri. Da, asta e o întrebare la fel de delicată, la fel ca și celelalte, dar răspunsul meu eu zic că e foarte simplu. S-a văzut după ce s-a cernut. Adică? Adică ce a rămas acum? Vedeam universități în toate cătunele și în toate sătucele și universități private așa care și-au ping, 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 ping. La un moment dat nu mai știai, bă, deci în România există câte universități, deci nu le mai puteai contabiliza. Motorul era tot banul. Corect, normal. Și ziceam că îți face educație la tine acasă, știi, pe principiul ăla, știi? Era suficient. Stai în fața calculatorului și ai diplomă, da. Hai să facem universitate la tine acasă. Bun, acum s-au cernut destul de mult lucrurile, dar mai există loc suficient. Vedem exact un exemplu pe care l-am avut și noi, aici în Zalău, da? Care a dispărut așa, puf, dintr-o dată. Nu s-a mai auzit nimic peste noapte. Nu s-a mai auzit nimic peste noapte. Ba da, s-au auzit în presă, s-au auzit scandalurile. Da, dar sediul universității n-a mai existat. Corect. Și problema este că, mai dureroasă, este că nimeni nu a întrebat ce se întâmplă cu acei oameni. Deci eu cred că până la urmă învățământul universitar, la fel ca și orice alt învățământ de la noi din România, trebuie să aibă și o doză de bun simț, sincer. Nimeni nu a răspuns pentru faptul că acei oameni care au fost absolvenți ai universității de care aminteam, care a dispărut peste noapte, nimeni nu răspunde de că ei au dat niște bani, nu? Dar nu, vrut e să... un simplu exemplu de aici, de la noi, sunt exemplu nu, în toată țara. Da, dar îndată s-a spun, fost mai la îndemână. Este o chestie de bun simț și este o chestie de umanizare, dacă vrei. Adică, dacă omul ăla vine la mine și mă plătește, de ce mă plătește? Să învăț ceva, bun, îl învăț, adică chiar sincer, crezi îl învăț. Crezi că se gândește vreun manager de universitate
nu din cele de top din România, dar din cele private care multe au dispărut. Crezi că s-a gândit cineva? S-au gândit pentru că tocmai de-aia au ajuns acolo. Deci extrem de puține s-au gândit pentru că de-aia au ajuns acolo. Asta le spun și eu clienților mei când mă duc pe teren. De regulă, revenind la partea economică, da? Că sunt de management în și de marketing. Da, de partea de management, da? Și spun, bun, dacă tu ai niște probleme, da? Multe dintre problemele respective se pot rezolva, dar le-ai identificat? Adică te-ai pasionat, îmi spune, păi firma mea știi că nu merge bine. Sau cea mai des întâlnită, nu am clienți. Bun, ai serios, dar te-ai gândit vreodată de ce nu ai clienți? Te-ai gândit vreodată de ce îți merge prost? Adică dacă tu nu faci nimic și în fiecare zi aștept să meargă în același ritm, nu o să meargă în același ritm. În cazul universităților nu cred că le-a mers prost în perioada în care aveau foarte mulți studenți. Nu, le-a mers foarte bine, dar nimeni nu s-a gândit ce se va întâmpla în momentul în care se va sparge buba. Da, asta a fost problema. Totuși, românii sunt mari doritori de diplome de licență. Cred că suntem pe primul loc în Europa la numărul licențiaților. De ce își doresc românii să aibă diplomă de licență? Pentru că, cum spunea, există muncitori care câștigă mai bine decât un licențiat care nu știe să facă nimic. Spun un răspuns așa din ăsta modern? Pentru că e trendy. Spune-mi un răspuns sincer. Deci un răspuns sincer este pentru că așa zice mama. Așa zice mama. Așa zice mama, așa de obicei, zice tata părinții că își doresc. Își doresc foarte mult să aibă copii studii. Da, uite, există și am... Dacă o să butonăm toate emisiunile astea de talente și așa mai departe, o să ne dăm seama și din interviurile lor că spune mama a zis să mă duc la facultate, dar mie îmi place dansul. Și am vrut să fac o universitate pentru teatru, dar a zis mama să mă duc la științe economice. Bun, și acum ce faci? Păi am înghețat studiile. Și acum ce faci? Să fac studii teatrale. Când? Am pierdut 3 ani de zile. 3 ani din viață, și ajungi la o vârstă la care nu mai poți să faci orice. Corect, exact. Ce, eu mă gândeam la un moment dat ca din calitate de părinte la fetița mea și spuneam că niciodată nu o să oblig să facă ce nu vrea. Păi ar fi bine să și faci lucrul ăsta, adică în momentul când o să fie în fața pasului să nu faci lucrul. Și îmi spunea că vrea să se facă bucătăreasă. Și am spus, bă, dacă de acolo o să-ți câștigi existența și o să fii foarte bună în ceea ce faci, n-ai decât să te faci bucătăreasă. Succes! Da? Suntem pe finalul emisiunii și vreau să tragem o concluzie. Ne caracterizează în acest moment învățământul universitar? Eu zic că la momentul ăsta învățământul universitar pune o ștampilă destul de apăsată din punct de vedere negativ pe noi, ca și români, nu de alta că n-am mai avea. Deci deja noi avem foarte multe ștampiluțe pe noi care nu ne caracterizează. Dar eu zic că se pot face foarte multe lucruri și ar trebui făcute foarte multe lucruri, pornind de la astfel de inițiative, cum au fost în 2013, la un moment dat se vorbeau chiar de niște consorții universitare și la noi, de a face incubatoare de afaceri, astfel încât universitatea să țină mult mai bine pasul cu inserția studenților pe piața de muncă, adică tu să te duci la niște firme și să le spui, voi aveți probleme, lăsați-ne să deschidem ușa, să vedem ce probleme aveți, avem studenți foarte bine pregătiți care pot munci pentru dumneavoastră, lăsați-i să muncească eventual nevol, să vă creeze valoare și mai departe dați-le etichetul de angajare. Dar până când să ajungem acolo, eu zic că mai este drum lung și, sincer, nu cred că apucăm orizontul 2020 în ritmul ăsta. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și sper să mai avem ocazia să discutăm despre învățământul universitar. Nu, ar fi foarte România, interesant să discutăm aplicat, că acum am discutat pe o temă generală. Era tema generală pentru că n-am mai discutat despre partea asta învățământului. Îți mulțumesc mult, Dana, pentru invitație. O seară plăcută, stimați telespectatori, la revedere! La revedere!